Bună ziua, bine v-am găsit din nou, suntem tot pe data de 7 mai. După ce am terminat de dat cu polele la stupi, am zis hai să aruncăm o privire și la cea mai mare colonie care a iernat asta iarnă. Am venit pregătit cu ca să-i mai dau niște foi. Și sunt sigur că și rama oarbă este construită și oată. Da, hai să aruncăm o privire. Este cea mai mare colonie care este până acum. Care-s curios. Care este dezvoltarea lui. Am zis acum că a construit rama oarbă, dar nu știu dacă a construit-o. Să vedem. Este foarte frumoasă colonia, e mare. E mare și dacă anul acesta, să zicem că nu roiește sau nu se întâmplă ceva cu matca, este foarte bun de a perpetua această matcă, chiar dacă nu face parte din acele măci roșii pe care le tot care mi-au plăcut mie până acum. S-ar putea să din senin să apară o altă matcă de calitate. Ia să vedem. Iar dacă apare o vom, ne vom folosi de ea. Bun, ce mă interesează e să-i fac loc să-i pun două foi. Pentru acest lucru trebuie să umblăm la zona din spate. Aici e zona stupului. Eu aici aduc rame pe care le voi folosi ulterior la formarea roilor. Aici nu aducem decât rame cu miere. Dar hai să ridicăm prima dată rama cu rama oarbă, să vedem dacă a clădit ceva. În funcție de aia, mai dăm o foaie sau două. În partea de sus nimic. Deci asta nu a clădit rama oarbă. Nu e un semn foarte bun din cauza că, dar să sperăm că aceste lanțuri aici vor confirma că va clădi până la urmă. Asta nu e un semn bun, fiindcă ce zice rama oarbă când nu e construită? Zice că intră în frigurile roite. Cam asta zice rama oarbă. Fiind foarte mare, această colonie nu e exclus. Iată, această ramă o mutăm jos, o albină cu tot. Așa. Nu mai trebuie să ia foi. Și iată, avem aici puietul. Da, și avem confirmare, avem boci. Da. Deci rama oarbă a zis clar că această colonie are boci, de aceea nu e construită. Și iată, noroc că ne-am uitat la ea și am văzut acest lucru. Dar are boci. Bun, dacă am văzut că are boci,
Noi deja am dat un lucru să construiască, să facem bocile noastre, nu deroirea. Dar în caz de urgență, să sper că rezistă până atunci. Ce trebuie să facem în acest caz? O să las să căpăcească bocile respective și voi muta toată albina într-o altă ladă și pe loc voi lăsa doar foi și mâncare și matca, bineînțeles. Vede. Mai verificăm. Poate e o botcă de schimb liniștit. Ar fi și mai fain, că atunci putem să ne folosim de ea. Iată, bocile vor fi foarte mari, dar puține. O să fie încheiat în câteva zile. Peste 4 zile venim la el și mutăm toată albina într-o altă ladă sau formăm două roiuri mari, vom vedea. Încă nu știu cum voi proceda la momentul respectiv. Mergem mai departe. Concluzia este că nu avem de ce să mai dăm rama oarbă. Așa. Mergem mai departe. Cu cât o să găsim mai multe boci, cu atâta semnul e mai... Da, altă botcă. Avem o altă botcă aici. Frumoasă. În 4 zile vor fi încheiate. Deci 4 zile... Să sperăm că nu roiește în 4 zile. Dar n-are cum, fiindcă avem colectorul pus. Trebuie să așteptăm să se încheie aceste boci ca să putem să le luăm. Dacă nu le încheie și le mutăm matca între timp, atunci chiar dacă sunt de roire, vom strica, stricăm feromonii și acele boci vor fi încheiate mult mai rapid decât ar trebui. Așa că va trebui să așteptăm să le încheie. Mai căutăm, mai căutăm, avem și aici. Avem ceva boci. Iată aici, în partea de jos. Iată aici. Astea, ia să văd, încheiat. Dacă e încheiată, avem de lucru. Nu e încheiat. Dar sunt de roire, deci acum sunt sigur 100% că sunt de roire. Fiind o colonie atât de mare pe foarte multe rame, n-avem ce să sperăm că nu va roi. Va roi 100%. Tot ce vom face e să luăm toată albina, lăsăm numai cu legătoare aici și va pleca. Punem aici, avem spațiu și punem aici o ladă și vom muta toată albina. Încă nu știu, cred că o să împart în două. O să împărțim în două pentru a face doi roi. Vor fi doi roi cu boci de roire. Deocamdată. Undeva pe marți trebuie să facem lucrarea respectivă. Vom alege bocile care stau la căldură. Nu toate bocile sunt bune, chiar dacă alegem de roire. Păstrez din această colonie fiind foarte populat, în rest nu știu ce să zic.
n-am istoric unei măci care este împerecheată în luna septembrie. Nu pot să-i dau nici notă, nu pot să zic că e bună, că nu știu ce să zic despre ea, doar atât că este primul care a intrat în friguri. Da, avem o altă botcă și vreo 15 începute. Deci 4 zile. În 4 zile avem botcă căpăcită și cu puțin noroc în 10-12 zile căpăcit. 9, 16, 6, 7 zile. În 17 zile avem matcă împerecheată. Asta înseamnă că la sfârșitul lunii avem și noi matcă de a noastră. E bine. E bine, singurul lucru e să găsești matcă în această colonie, adică ce mai mare, asta în caz că n-a coborât jos. Dar voi vedea peste 4 zile. Mult puiet, ce să mai zice. Are foarte mult puiet și aici a pornit o botcă. Mie îmi plac în aceste zone botcile, dar nu știu dacă voi găsi. Aici îmi plac mie borci. Să fie pe mijlocul ramei, este ideal. Deci nu mai dăm nici foaie la construit, nu mai facem nimic. Și vom pregăti o ladă pentru el. Iată alta. Astea ar fi ideale aici să o ca să vedem. Are larvă. E frumos. Vedem, nu știu ce să zic. Dacă coborâm matca jos, ar fi foarte fain, că jos n-aveam puie deloc, numai rame goale. Și rame la clădit, dacă. Ar fi fain. Așa. Fiindcă n-am mai văzut nici larvar, nici ouă în partea de sus, s-ar putea să fie matca jos, dar totuși ar trebui să verific. Dacă e matca jos, am pus un hanema, sau nici nu cred că trebuie nici un hanema. Haideți să verificăm, sunt curios. Ești curios dacă e mătuța jos? Facem loc să ridicăm corpul. Așa. Corpul ăsta va forma două roiuri. Ia uite așa, avem jos. Vin și jos. Avem albina. Acum sunt curios dacă e matca pe aici. Nu mai merită să mă apuc eu să stric acum bociale. Nu mai merge. Am încercat tot felul de metode. Singura metodă e să pleci cu el de aici. Îl duci în altă parte și gata. Aici a început să construiască acolo amărât. În
interesat dacă e mătcuța jos. Așa. Nu cred că e jos. Nu cred, cel puțin nu acum. E ușor de verificat dacă e matca pe aici, da? Nu e. Bun, deci avem de lucru peste 4 zile, cel puțin câteva ore. Aia, e în funcție de cum găsim matca acum. Da? Dacă am găsit matca, în 10 minute e rezolvat. Să o lăsăm pe mătcuță în partea de jos și gata. Doar cu albina lui cu legătoare, atât. E ca și când ar lui natural. Nu, deci n-a coborât. Eu pe aia de microuni. N-a coborât. Să zicem că stăm bine. Ați văzut la începutul filmului că bănuia acest lucru, că a intrat în friguri datorită neclădirii ramei oarbe. Și s-a confirmat foarte repede că a intrat în friguri. Avem foarte multă păstură. Matca nu e. Deci matca încă e sus, cu toate că a avut spațiu suficient, a intrat în friguri. Caro și faguri, nu i-a plăcut. Deci o să fie un roi foarte mare ce rămâne pe loc. Deci va rămâne un roi foarte mare pe loc și încă două roiuri foarte mari care vor forma o nouă unitate. Aici avem și miere. Păstură suficientă, doar matca mai trebuie să o aduce. Bun, deci nu-i matca jos, va trebui să o căutăm. Motivul pentru care nu fac acum roiul e că nu sunt încheiate borcile. Când vor fi încheiate, se poate face liniștit. Așa. Deci s-a rezolvat, spațiul nu asigură că nu va roi. A depășit 6 rame de puiet, căpăcit, colonia poate roi în orice moment. Bun. Era prea frumos ca să stea el așa mare. Fără să roiască. Acum așezăm totul la loc și așteptăm 4 zile. Așa. Patru zile, fiindcă dacă o căpăcește în două, ziua 10-a nu se umblă la boci în niciun fel. Fiecare zdruncinătură
în ziua 10-a omoară larva. Bun, cam asta e. Colonia cea mai mare din stupină a intrat în friguri, un face roi și asta este. Bun, până data viitoare, numai bine!